Cezar Filip, primarul comunei Osica de Sus, a fost demis în urma condamnării sale la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani cu suspendare și 4 ani perioadă de încercare pentru fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune și uz de fals, fapte săvârșite în perioada 2000-2009, în care ocupa funcția de agent agricol în cadrul primăriei. Marin Mihăieșteanu, primarul comunei Sprâncenata, și-a pierdut mandatul pentru că a fost găsit incompatibil de ani. Acesta s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 mai 2011, 7 martie 2012, când a deținut simultan atât funcția de viceprimar al comunei, cât și cea de administrator. Potrivit legislației, prefectul are la dispoziție 90 de zile pentru a stabili data alegerilor locale parțiale în cele două localități.